Să urmărim deci această fază. Este și Doboș care se pregătește să șuteze. Gâlcă direct pe poartă. Foarte periculos, s-a întins Goram și a trimis în afara terenului de joc. Cel mai periculos șut al acestei reprize l-a avut ca autor pe Costel Gâlcă. Bine calculată traiectoria mingii, peste zid, în experimentatul Goram, cândva portarul naționalei scoțiene, a reușit să respingă în afara terenului de joc. Același Gâlcă executând lovitura de colț. Încearcă Prodan, gol! Extraordinar! Prodan, gol fabulos! Tătuca Prodan înscrie un gol de povesti la nepoți. Un volei absolut fantastic cu piciorul stâng trimite mingea cu forța unui obuz în vincul porții lui Goram. Un gol care poate face parte din orice generic al Ligii Campionilor. Absolut fantastic șutul lui Prodan, dar să urmărim această acțiune ofensivă a oaspeților cu balonul ricoșat în brațele lui Stelea din piciorul lui Laudrup și în sfârșit căpătăm și noi viață.